Bine v-am găsit! Suntem la podcastul Unguri despre Unguri. Podcastul care nu vă spune cine a fost primul în Ardeal. Nici nu vă gândiți prea mult la tema asta, nu are rost. O să vorbim despre lucruri mult, mult mai interesante pentru că invitata de astăzi este Fodor Edina sau Edina Fodor. Tu cum te recomanzi în românește? Bine v-am găsit! Numele meu este Edina Fodor. Sau, pur și simplu, Edina, Edina. Da. Pentru că. Pentru că numele meu artistic sau muzical este Edina. Da. Pentru prietenii mei uh, unguri, <laughs> sunt da. Edino și Fodor Edino. Și pentru uh, clienții mei um, români, când mă. Introduc, numele meu este Edina Fodor, deci mă adaptez la situație. Hai să vorbim un pic despre Edina, fără fodor. Ce faci tu când. Da, și când. Hai să începem de aici. Și o Cânţi, să mergem la da. celelalte și uri da. un pic mai târziu. Da. Ce cânti? Jazz. De ce? Pentru că m-a infectat muzica asta, stilul, când uh, am auzit pentru prima oară jazz-ul, atunci m-a am, am, infectat pur și simplu, și de atunci ține și dragostea, și pasiunea către stilul acesta. Uh, cu cine cânți, unde cânți, de ce cânti? Uh... Păi, uh, cânt în mai multe formule. Da. pentru că este mai um, um, ușor de uh, organizat dacă ai mai multe opțiuni. Am um, o formulă de trio și am o formulă de quartet. Acestea sunt în gest uh, uh, standard dacă vrei pot să spun ce înseamnă, dar Spunem, ce să Ce înseamnă? Jazz standardul este um, cum ar fi repertoriul internațional de jazz, um, standard uh, evergreen standarduri. Um, mai mult este de foarte cunoscut muzica de la niște tipi pe care o cântă toată lumea. Da. Uh. Și este și un un fel de manual în care sunt adunate vreo, nu știu, 2000 de songuri. Toate în limba engleză și mai mult uh, scriși de autori uh, americani și englezi, și au și Bosanova, care mai mult este de, de autori uh, brazilieni. Și uh, după un timp s-a editat acea, acest manual și ca, e ca un songbook. Și cine cunoaște mai mult uh, jazz deci uh, puțin dacă cunoaște ceva despre jazz, știe când spun că jazz uh, standard, ce înseamnă. Sunt. Uh, Piesele acestea cu melodii bine cunoscute și mai mult e pe, pe swing, pe stilul swing, că este din era swingului, când, deci, dacă, de, dacă deschidem jazzul atunci trebuie să vorbim mult despre o să swing. și la <laughs> da. swing. Și am, am acest, deci, formula de jazz standard, dar în afară de asta am și un proiect de gypsy jazz, Asta sau... cred că nu mai are o carte, un songbook. Nu prea, nu prea are. Ce înseamnă că... gypsy jazz? Gypsy jazz înseamnă, dacă ar trebui să-ți traduc așa, pe, în cuvintele de zilele de azi, ar fi jazzul european din anii 20-30. Da, deci Django hein, Reinhardt a introdus. El a preluat uh, de la America, din America, din New Orleans, și a desfășurat, a, a dez, dezvoltat în, în Franța în anii 20 și, și 30 cu Stefan Grappelli și are un, un ritm mai, așa mai, um, cum să mai zic gipsy. mai gypsy, mai, mai este, mai, mai mai dinamic. Care Știi. îți place mai mult? Ambele am Ambele. Ambele Hai îmi plac. să spun repede că tot ce avem aici pe masă, pentru că fără sponsor nu se, nu se poate niciun podcast, este din ținutul lui albastru. Aceasta este o turtă dulce din ținutul fluturului albastru, dar o să vă spun mai pe la urmă totul. Ce merită știut. Frute, ținutul fluturelui Albastru este o microregiune de-a lungul Someșului mic, între orașele Cluj, Napoca, Gherla și deci. Ciresc întotdeauna să nu încurcă uh, orașele. Bine, faci. Uh, jazz. unde cânti? Unde ești invitată? Asta E da? o întrebare foarte bună pentru că um, de, de, de situația după pandemie am. Um, deci a distrus și ce a fost înainte, ca în, în sensul uh, uh, muzicii, pe scena Clujeană. Deci, nu, nu vreau să zic că nu există nimic, pentru că există, dar începe din nou să revină în pe terase, pe restaurant, în restaurante. Eu acum, la momentul de față, lucrez pe proiecte la festivaluri. M-au căutat festivalurile, am, uh, am inițiat și eu foarte mult, am lucrat pe pa partea asta de a, uh, um, managing myself. Foarte Și, bine. Da, și uh, o să avem uh, în iunie, o să avem un festival uh, Copolci, uh, Bondoro în Festival Ungaria? în Ungaria. Uh, o să cânt la Sunfest în Satu Mare și la Zilele Culturale Maghiare o să cântăm uh, în Cluj. În Cluj O să am uh, un... probabil că o să avem și la Miercurea Ciuc, acum este încă în... Uh, în uh, Organizare. Organizare. și încerc să caut din nou să mă. Pun, să zi, spun așa să mă pun din nou pe scena Clujeană a jazzului și uh, căutăm restaurante, terase unde am putea să, să, să ne știu manifestăm. Știu că înainte de pandemie cântai foarte mult în diferite da. Uh, da, locale. da, da, no, da. Să sperăm că și da. revine piața asta de de jazz. Uh, am spus deja că vorbim și despre, că, pentru că în cazul tău trebuie să vorbim despre mai multe uh, lucruri. În ce direcție să mergem? Către gastronomie sau către criza din țara vecină? Hai să mergem către Spune criza tu. din țara vecină. Ok, criza, da. Deci, Edina oricum are o legătură și cu gătitul. Gătește foarte bine. Asta știu eu, deci așa este. Este într-un proiect numit O masă caldă. Care nu este pentru refugiați, și acum lucrează în cadrul acelui proiect la gara din Cluj-Napoca, în principiu, într-o zonă de tranzit, unde vin oameni care a trebuit să plece de acasă pentru că în Ucraina este război. Hai să vorbim un pic despre chestia asta. Cum ajung oamenii ăștia în Cluj? cum te întâlnești tu cu ei și ce faci pentru ei până la urmă, pentru că asta da. e povestea. Păi, după ce a izbucnit războiul, cam peste o săptămână am, am deschis acest proiect sau am, am, am înființat proiectul la transit zona, zona transit inclus și am, prin o masă cadă care noi am avut... Am, am, deci am avut rolul de a primi refugiații care trec prin Cluj și prin gară. Are numele asta de zonă Zona, da. Dar sunt și care vor să se stabilească la Cluj. Deci, noi îi și îndrumăm unde să meargă mai departe, la care centre, le dăm numere de telefoane, le dăm sfaturi, ajutor, le dăm o masă caldă. Pentru că de aici pornește. De aici a totul. pornește, da, și, și cum mai ne ținem, și nu știu, și umerii, ne ținem, și, um, și, și îmbrățișări se, se întâmplă. Uh, sunt um, și prietenii sau um, născut din, um, din acest proiect și nu numai între um, voluntari și refugiaza, și între voluntari. Știi că aici s-au întâlnit oameni de, din multe alte domenii, deci în care nu, nu sunt sigură că vreodată m-aș fi întâlnit fi cu un, un traducător uh, uh, care trăiește în România, și, uh, în Cluj și uh, lucrește în domeniul IT și vorbește limba ucraniană. Și acum. Ne-am întâlnit, ne ajutăm și împreună, având solidaritatea asta, ajutăm pe oameni care au nevoie de ajutorul acesta. Ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat mai exact, mai ales în prima perioadă a războiului? De fapt, ce faceți voi acolo în gară? Le preparăm mâncare caldă și îi așteptăm când coboară de pe tren. Ei uh, sunt luați uh, oarecum în grijă de către poliția transporturilor și îndrumați spre o sală de așteptare unde îi pot să-și lasă bagajele, să mănânce puțin, să se odihnească și le dăm pachete, un fel de survival kit cu care ei merg mai departe. și În pachetele astea sunt diferite lucruri: de ce au nevoie, are nevoie de un, un om, uh, de la început de la apă până la lucrurile personale. Le ajutăm să cumpere bilete, le ajutăm. Deci, oarecum este ca o. Eu întotdeauna mă simt ca. cum ar fi o familie, cum ar fi o sufragerie unde întotdeauna vin musafiri, vorbim cu ei, îi primim, familiarizăm, socializăm și nu vorbim despre situația actuală. Deci, asta este așa de interesant că noi nu prea punem întrebări incomode. Mai mult ei ne întreabă, ei inițiază dialogurile noi, deci dacă au nevoie de ceva, le ajutăm noi. De aceea suntem acolo. Suntem și așteptăm ca să ne întrebe, să ceară orice de la noi, dar nu prea inițiem. Și nici nu aș, Eu nu aș putea să inițiez, că dacă aș întreba de unde vin, bineînțeles că știm de unde vin, dar dacă intrăm în conversație, deja simt cât de greu este pentru, pentru mine ca să, să nu mă în fața lor. Știi și din cauza asta, mai mult eu vorbesc din punctul meu de vedere. Cum mă protejez oarecum, dar am văzut și în fiecare seară. Oricum, deci treapta este emoțională, este acolo. Deci, măcar de două ori pe săptămână s-a întâmplat că am am izbucnit în plâns, am mers acasă plângând, am văzut copii mici care mi-au fost at atât de dragi, că nu am putut să renunț ca să nu îi îmbrățișez. Which is good, pentru că asta este, așa, despre asta este vorba. Deci, nu poți să, să, să fii într-un -un, cub de. De, de sticlă. Dar trebuie foarte mare efort și ca să, ca să știi, con, conștiinciezi că este vorba și despre tine și ca să ții puțină distanță, să ai grijă de sufletul tău, dar, dar astfel ca să poți să-i ajuți. Știi? Erați pregătiți că o să dureze atât nu. și seara de seară trebuie să. Nu, nu eram. Nu eram pregătiți, și nici acum, nu știm până când uh, uh, vom, vom uh, participa și vom sta acolo la gară, dar acum este mult mai ușor. La început era un fel de haos, aș zice, când uh, poți să-ți dai seama, 150 de refugiați apar în, în gară sau poate chiar mai mulți erau și. Uh, de pe un singur tren. Că... Da, de pe un singur tren și tu nu știi, adică nu, uh, nu știi cât. Uh, nu știi ce te așteaptă. Deci în sensul ăsta, că ce, pentru că de deja s-a -a început să se organizeze după câteva zile, aflam uh, numerele câți vor uh, veni. Și atunci așa ne-am pregătit. Că da, știai câți vor coboră de pe tren și da. puteai să te organizezi. Asta cam două, trei zile, uh, dar după ce am început, eu din partea mea eu am avut și sarcina ca să coordinez voluntarii. Pentru că eu prima seară am fost acolo, am văzut ce este, am văzut... Eu, din punctul meu de vedere, personal, nu aș, nu pot să supraviețuiesc, nu aș putea să fac față uh, cu situația, cu, uh, cu, cu ora. Deci, până uh, târziu veneau uh, și acum, deci la ora două, pleacă ultimul tren. Deci, ca în fiecare seară să stau acolo, fără ajutor, e imposibil. Eu și atunci am fost am regândit. o seară acolo și am văzut că polițiștii din gară ți spun, doamna șefă. Deci, cred că, că organizez am... destul de bine ce se întâmplă acolo. A, a trebuit. A trebuit să organizăm. Am fost nevoit, dar știi, cum po poți să să ți imaginezi când cați într o adâncă și trebuie să nu, și degeaba că eu nu pot, eu nu pot. Este prea mult pentru mine. Asta este un feeling care trece. Cum să rezolvăm partea asta? Și atunci a început ca să Aduc și să involving cât mai mulți oameni care doresc să ajute. Oamenii sunt plin de uh, energie pozitivă și de solidaritate, de asta de a, a, a ajuta. Ei nu știau cum să ajute. Și atunci am deschis grupul care deja era înființat aici, mea Ghete, avem un o masă grup cadă. o masă cadă și am spus, acum re, ne reprofilăm uh, și cine dorește să se înscrie în tabelurile cutare, în zilele cutare, avem at, uh, uh, ora de la, de seară, avem ora de seară târzie, cine când poate să vină. Dar C nu merge am fost singură. Da, da, da. Dar uh, deci înco, nici în coordinare nu am fost lăsată singură, că am avut și uh, mai mulți coordinatori, din mai mulți, s-au făcut și mai mulți. Am și eu un supervisor, pe Raymond de ea este înființatoarea, uh, deci proiectului aici la uh, tranzi zonă, dar este mama uh, o Proiectul masă. Că, masă ca. Da, Hai da. să spunem și două vorbe, că Zici, o masă care s-a mutat de... la gară acum, dar uh, în principiu ce face? O masă caldă. În principiu o masă caldă oferă zilnic um, o o... o masă o caldă beneficiarilor și oamenilor fără adăpost, dar și oamenilor care sunt în nevoie și, nevo și copii. Deci nu numai oamenii fără adăpost sau nu numai beneficia, beneficia to toată lumea cine are nevoie și se consideră că are nevoie de o masă caldă, vine în fiecare zi la ora 3 în piața Cipariu lângă Catedrala mai Imensă, acolo în parcare și primește câte o, o caserolă de Meniu care, din care este face... gătit tot așa de echipe de oameni care se duc să facă o masă ca Așa este, de voluntari. De voluntari. Voluntari cu voluntari, deci toată Și asta ta -ta funcționează este... și acum. Da. Deci acum aveți două proiecte în paralel, proiecte. Trei. Trei. Da. Mai este acum am deschis cantina refugiaților. În ceea ce înseamnă că toți cine s-au uh, acomodat în Cluj, ei poate să vină în fiecare zi să ia o masă la cantina refugiaților, e o altă cantină. Deci, Pentru că a fost nevoie și de astăzi. Da, 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 da. da. Este... E organic, deci s-a dezvoltat organic. De ce am avut nevoie? Cum am avut nevoie de ceva? A, a, am adunat sponsori, Raimonda se ocupă de partea asta sponsorilor, eu mă ocup de partea coordinatorilor, Albert Antolușu se ocupă iarăși cu coordinatorii, Vere și Mihai cu tabelul, deci toată lumea are ceva de tu pomene, tot nume de maghiar, dar nu este un proiect în care sunt specific numai unguri. Nu, deloc nu atunci, dacă îmi dai voi pot să zic și Bogdan Cotârlă, el este la cantină, um, la, la, la gară, în timpul zilei acolo facem mâncarea. Dan, Dan, îmi scapă numele. Dan, ne scapă numele, nu, scuză-ne. Ne dan, ea da? cu, cu Larisa, ei doi, e și ei, toți sunt voluntari, oameni de bază de la... Tu de ce simți nevoia să ajuți? Pentru că, ok, e proiectul ăsta cu o masă caldă, cu toate ramificațiile, dar în timpul COVID-ului tu te duceai să lucrezi în call center. Da. De ce nu, vrei de tu ce? să mergi să faci tot chestii pentru care nu se plătește? Pentru că da. nu-i pe salar. Păi nu este, este contribuția mea la această societate. Asta este voluntariatul. Eu îmi ofer ajutorul meu la ce, când este nevoie și unde este nevoie. Era în timpul COVID-ului, era nevoie la DSP, dar era o, o, o nevoie imensă. Deci era concentrul unde în continuu sunau telefoanele și eu eram una dintre nu știu câte sute de voluntari, acolo tot cu tabelul am intrat, nu eu am fost coordinator acolo, a fost o voluntară simplă care altceva nu am făcut, doar am, am completat deciziile și am răspuns la telefoane. Asta, asta mi-a fost rostul acolo. A fost greu. A trebuit să vorbești și acolo cu niște oameni, până la urmă, să te întâlnești cu problemele lor, COVID-ul în speță, da? Nu mi s-a părut greu probabil din firea mea este că sunt comunicativă și îmi place să comunic cu oamenii, îmi place să ajut, să dau informații și asta făceam. Citeam legile, dădeam sfaturi, bine, nu sfaturile mele, deci uh, era protocolul, că era, era, era din când eu în eu când puteam să dau un sfat. <laughs> am avut situații când din păcate, deci am, am picat și acolo în aia când mi-am am spus opinia mea și după ce am terminat conversația, mi-am dat seama că a, a, nu, it's not my business. Nu pot să spun că eu ce cred despre domnul care a doua oară și-a infectat familia, deci a fost prea... Dar știi cum este? Deci am greșit că, că doar așa... Bine, important a fost că mi-am dat seama că am greșit. Când, când faci, când lucrezi așa la o masă caldă, la gara unde vin refugiații din Ucraina, nu știu, ce e bine pentru tine? Feedbackul că vezi că oamenii sunt bucuroși că primesc o masă caldă, că cineva îi așteaptă măcar și îi întâmpină da. acolo la gara. Pentru că ziceai de faptul că nu poți să te implici, că după o vreme normal că nu reziști să te implici da. în problema fiecăruia, dar totuși, ce, ce e bine? Gratitudinea? Asta este cuvântul. Da. Când îi văd, deci, ei sunt așa de mulțumiți și apreciază orice cuvânt bun, orice gest, nici nu cuvânt, că nici nu vorbim, nu putem, că nu ne înțelegem, body language. Și gestul, când... Când le pri îi primesc și îi zâmbesc, ei, ei văd, văd oricum, văd cât de obosiți sunt și cât de traumatizați și sunt așa. Deci, și totuși, mai au atâta energie ca să să zâmbească, să, să mulțumească. Am învățat cum să zic. Foarte multe cuvinte am, am învățat no. cum să zic că uh, este cuvântul magic al meu când uh, doresc să zic că. Uh, uh, Sivesan, cu plăcere. Și mai am învățat niște cuvinte. Eu am avut scris și pe mână, am tot tatuat, tatuaje am avut pe mână, și citeam și le spuneam. Ca uh, să poți schimba, da, măcar. Și vedeam cât se surprins sunt, că, wow, că vorbește, zice ceva pe care parcă aș înțelege. <laughs> și, și și umorul este foarte da. important. Eu acolo am întâlnit niște situații când. Deci nu numai că nu plângeai aștept, cu lacrimi, da. dar și râdeam cu lacrimi. Deci era câte o situație când era o doamnă în vârstă și așa s-a pretenit de mine și a început să, să mă îmbrățișeze și mă îmbrățișa și mă numea I love you. Asta mi-a fost numele meu. I love you. <laughs> și ea zicea limba e, ceva tot spunea, cât de mult mă iubește și cum aprecia că i-am dat de mâncare la pisică și i-am dat și o, o o geantă de călătorie pentru pisică. Că sunt și probleme excepționale, da. să le zicem așa, dacă cineva se refugiază cu pisică cu tot și trebuie să rezolvi și chestii de genul Dacă asta. putem, da. Dacă avem, cu, avem mâncare pentru hrană pentru animale, avem veterinari care ne ajută cu informații, și chiar dacă au nevoie de ceva de intervenție, putem să-i îndrumăm spre cabinet. E, și foarte de, de multe, de multe, multe animale au, au trecut prin gare. Deci, și partea asta este haioasă, da? Și sunt și. Sunt așa situații și câteodată crezi că e și un fel de neînțelegere în care începi, umorul te rezolvă tot. Mai ales când cineva este are nevoie de un medicament și tu nu, nu înțelegi ce fel de medicament și începe să, să arate și să, să mimeze ca un... Că unde, că unde doare și ce doare și tu deja știi că, ce e problema. Și așa... No, sunt e haios, a fost hai. deci po sunt, nu -mi vine să cred câteodată, mă uit în jurul meu și spun la voluntari că nici nu ne vine să credem că noi aici suntem într-o zonă unde toată lumea trebuie să fie sobru și foarte uh, așa, da, trist necăjiți da, ne da, dar după un timp și ei așa mai uită de problemele lor no, și și noi <laughs> asta e hai că poate odată și odată o să uităm de tot de probleme de genul ăsta um și la o masă caldă se gătește mâncare în fiecare zi. Însă tu obișnuiești, din când în când, să gătești lucruri mult mai trăznite decât ceea ce se poate face la uh, o masă caldă. De unde ți vine ție chestia asta cu uh, gătitul și ce gătești? Că ai avut mai multe proiecte axate pe da. uh, Fine Dining. Da. Păi, uite, uh, am și... Vi e viciul meu. <laughs> <laughs> Ai un viciu, gătitul. <laughs> nu, mâncatul. <laughs> Îmi place no, foarte mult să mai mănânc. Bine. Da, <laughs> Îmi okay. place să mănânc lucruri foarte uh, gustoase. Și dacă îmi place și sunt așa gurmand, gourmand, da. atunci am început să, să și să-mi prepar gurmanderii. Deci nu mai de am mers să plătesc sau să nu plătesc sau să gust mâncarea altuia, am început să citesc rețete, m-am uitat la documentare, filme documentare și am început și eu să fac gurmanderia mea. Și am văzut că are mare succes, deci am văzut că cât de mult le place, mai ales englezilor, cât de mult le-au le plăcut. Ai trăit o perioadă am... în Anglia. Da, o perioadă cam lungă, cam să zic așa șapte ani am, uh, am trăit acolo și am avut timp să... Când, m -am, când mă plictiseam pentru... Și ai nebunit englezii cu fine dining stil Edina. Da, dar cu fine dining transilvănescă <laughs> <laughs> le-am le le făcut... Uh... Mâncărul de care mi-a fost dor. De coloșaric apăsta am făcut. Am Varza făcut... la Cluj. Varza la Cluj, am făcut varga beleș. Asta nu știu cum să zice rămânește. Varga Vargabeleș. Varga beleș. Am făcut uh, gomboți cu brune, am f deci. tot ce de ce mi am. am mi-a fost dor? Și le plăcea? Da. <laughs> da? Da, cum stau Te-ai întors și nu ai. Uh renunțat, la, nici la mâncare, dar nici la gătit. Așa este, da. Și am deschis un restaurant acasă. <laughs> acasă, acasă, nu înseamnă în Cluj, ci acasă? Acasă la mine. Da, tot acolo care... am văzut da? tot acolo am văzut stilul ăsta că este dining at home sau nu știu cum ar numi restaurant acasă ei, nu așa, fine dining at home sau so whatever. Da. Dining studio. Și așa, am, am realizat că și eu, și eu aș putea să fac. De ce nu? Dar bine, dar am, știi cum este. Prima dată ai uh, dorința, gândul și dreaming about dorești, știi tu, să ori, faci. Să faci. După în sufragerie ce... <laughs> Da. Găsești o persoană care tot așa e de. de... <laughs> și ea dorește să facă, dar este, stă cu două picioare pe pământ și. Deci, uh, Întotdeauna am avut lângă mine pe cineva care, care deci era mai realistic sau realistică. Deci, Ție ți-a venit o idee trăznită, da. dar cineva era și cu picioarele pe pământ. Da, da. <hă> și așa ne-am, deci e și ok, ne potrivim dacă cineva se ocupă de rețete, de are experiență în gastronomie sau în fine dining eu am altceva, eu pun altceva la... Deci o altă, alt, altă parte, dintr-o altă parte mă um, apropii de proiect. Este ok. La singură... Singură nu aș putea să fac, niciodată n-am putut să fac nimic singură, că trebuie să, deci trebuie să ai pe cine să te suporting... Um, supporting, susțină să, să susțină. să te susțină. da dar moral și ai făcut chestia și... asta deci ai început da. chestia asta au venit invitați. <laughs> da și, și fac și acum ce, ce le ai pus pe masă prima dată mă, că a trebuit să fie un început ceva rețete englezească. Cred că... Păi da am făcut și știi ce am făcut? Am am, am făcut inventat că ce am, 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 am dorit să să-i surprind pe englezi cu tra mâncarea tradițională ardelenească, aici am, am făcut invers și am impresionat prietenii mei cu rețetele. mâncarea, rețetele englezești. Și că ei toată lumea spune că nici nu există um, bucătărie. bucătărie englezească. Ba există și este tradițională și am um, o carte de bucate și știi că mai mult, iarna, înainte de Crăciun, merge proiectul ăsta, când ne apropiem de Crăciun, cam în noiembrie. Pentru că englezii, englezii au o. pu au un meniu tradițional de Crăciun nemaipomenit și extraordinar. Hai, și am refăcut. Ce um, pun ei pe vă să Nu zic tot, dar măcar ceva. Așa, așa se numește Sunday Roast. Înseamnă că, deci în primul rând, ei duminică, ei s sau merg la pub și mănâncă prăjitură Sunday Roast. Prăjitură de duminică. Prăjitură de dar duminică. Nu dar nu prăjitură dulce, prăjit. Prăjitul, da. da. este un... Um, o friptură da. sau de pui, când este cel mai low budget este pui, dacă nu e pui, după bine, urmează curcanul sau de porc sau de vită, și și prețul crește. Și prețul crește, exact. Și at există un sos, gravy, care este sosul acestei fripturi, în care multe bunătăți intră, și vinul roșu, și um, extract de drojdie, marmite. Deci, deja da. când spui asta, deja, o uh, uh. Găsești găsești la noi, deci? Găsești, Sau... găsești, da, da. găsesc. Cum să nu? Fac rost. Fac rost. Este... Pentru rost pentru. Fac rost da. pentru rost. să de Există un Yorkshire pudding care, iarăși, numele este așa, renumit. Toată da, lumea da, cu da, da, da. Yorkshire. De eu acolo, în uh, zona aia, am trăit, în Yorkshire. Și pudingul este, deci, parcă ar fi ceva dulce, dar nu. Este nu ca un fel de. Nu e budincă, și <laughs> nu are nimic cu budinca. Este un fel de. În loc de pâine, aș zice un fel ca un fel de muffin, mm, um, da. sărat este, nu este, din, din uh, 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 aluat de clătite. Da. Uh -huh. Da, dar și azi are o rețetă tradițională. Iar și pe jos și puding, punem gravy și lângă gravy și friptură, uh, punem tot fel de legume, um, ce mai este special, um, cartofi auriți. Și îmnebunești lumea de acasă cu, 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 cu uh, rețete pe și nebunit, le place da, la da, oameni. Da, da, da. da. Am în, până acum, pe toți am oh. nebunit cu gătitul. Ce o să mai uh, faci peste asta, pentru că uh, am vorbit despre, despre o mulțime de lucruri, mai ai în plan ceva. Deocamdată, să-și să mă zici că e destul. De -o... Nu, nu, niciodată nu zic că te de e A? destul. Nu. Vara cânt da. și uh, uh, organizez concertele și fac voluntariat. Toamna, iarna mă concentrez asupra cinelor ca, ca să... Deci, pentru că iarna e mai greu de când, dar nu este imposibil. Eu cred că și când și totul o să țin cât mai mult, dacă se poate, că îmi lipsește foarte mult. și, și publicul. Să fie așa. Uh, un lucru să mai îmi povestești, pentru că suntem la podcastul Ungur despre Unguri. Uh, când ai fost uh, la engleși, ei înțelegeau ceva din faptul că tu vii din România, dar nu ești român, că ești ungur? Da. -mimic. Mai precis, nu, nimic, nu, nu. nu ei, oare, oarecum undeva pentru ei East Europe e, eur se oprește cam ori, la pol Polonia, Ungaria, de acolo nu mai știu ce urmează. Dar eu le-am explicat. Nu, a fost o problemă pentru mine să-i explic că este România, ați auzit de România? Da, au auzit de România. România are un county, origine mai mare, Transilvania, deja acolo se opreau, nu prea înțelegeau și le explicam eu unde m-am născut, ce limbă vorbesc și cum s-a mutat deasupra capului nostru în timpul, deci cu istoria, cu timpul istoriei și cum s-a schimbat și cum s-a am rămas noi minorități în România și suntem aici și aici m-am născut. Nu o să aflăm dacă noi ei să... au înțeles, dar măcar le-ai spus. Da, da, dar cred că au înțeles că vorbim două limbi, asta au înțeles, dar în principiu, dacă le aduc un exemplu care este tipic în Anglia, un, ex un exemplu cum ar fi vers, da? atunci în, în, înțeleg. Pe și ei vorbesc altă limbă. Da, altă limbă și totuși ei tot aparțin de, de, de Anglia. De Marea Britanie. De, Anglia, de, Marea Britanie, da. Să nu-i faci Să nu da, exact. Pe ce Așa am înțeleg. Uh, îți doresc foarte, foarte multe cântări la vară. Rețete minunate, să prostești pe toată lumea cu rețete din Anglia, să fii tare să continui cu o masă caldă și la gară și să sperăm că acolo se termină cât mai repede. Pentru că asta înseamnă că poate ia sfârșit și războiul. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit la podcastul Unguri despre Unguri. Care nu spune cine a fost primul în ADA, Vă mai spun repede că mulțumim foarte mult Fundației Donat 160. Mulțumim foarte mult colegilor de, colegilor de la Video Pontes. Și astăzi le mulțumim foarte mult celor din Ținutul Fluturelui Albastru care ne-au ajutat cu tot ce se vede pe masă. Peste asta mulțumim domnului Betlandi Tamás și mulțumim domnului Cânve și Ștvan, care se află acolo în spatele monitoarelor și camerelor. Și nu uitați un minunat subscribe pentru unguri despre unguri. Mulțumim! Podcastul Ungur despre Unguri le mulțumește celor din Ținutul Fluturelui Albastru. Produsele din podcast provin din și sunt oferite de producători locali din Ținutul Fluturelui Albastru, o microregiune de-a lungul Someșului Mic între orașele Cluj, Napoca, Gherla și Dej. Ținutul este în același timp un proiect care strânge în jurul unui simbol comun, comun comunitatea locală, dar și ofertele sale de experiențe autentice. Caș și telemea de la tradiția laptelui din Stoiana, făcute cu drag după rețetele bunicii de o familie tânără care dorește să ajungă în casele voastre prin produsele tradiționale care se pot comanda de pe site-ul tradițialaptelui.ro Berea rămie și Festival Beer Made din Câmpenești, o bere artizanală făcută din pasiune pentru bere, pe care o puteți degusta comandând online de pe pagina Facebook Bere Made din Câmpenești.

Siropuri și gemuri de la ferma Deliciu din Borșa, născută din pasiune pentru natură și din dorința de a oferi calitate consumatorilor, o plantație de zmeură și nu numai unde poți savura fructe delicioase și poți avea parte de o experiență de neuitat. Zacuscă, pastă de jumări și slănină de la probabil cea mai bună socăciță a satului Răscruci, Socaci Argebet, care vă așteaptă și cu o locație formidabilă pe malul unui lac, potrivită pentru pentru evenimente mici și mijlocii. Pentru detalii, lăsați mesaj la pagina de Facebook a Ținutului Fluturelui Albastru. Ceapă verde de la grădina comunitară din Răscruci, unde găsiți 2500 de metri pătrați de liniște comunitate, natură, livadă și grădină deschisă persoanelor care caută un loc autentic de relaxare sau de grădinărit. Muștar, meșterit de Ianoș. 100% din boabe de muștar pentru oameni care cred în lucruri simple, nealterate, mici cât o boabă de muștar, dar care sunt bune pe bune. Pentru degustare scrieți mesaj la grădina comunitară din Răscruci. Ceva dulce de la Rigo, turtă dulce, o familie din Bonțida care se ocupă de mai multe generații de producerea turtei dulci, care pentru ei este o tradiție de familie pe care o continuă și dorește să o țină în viață. Căutați veritabila turtă dulce la târgurile de producători din Cluj și împrejurimi. Mulțumim! Ținutului fluturelui albastru!